agricultorii de pretutindeni doresc ca produsele cultivate să fie cât mai sănătoase și cu cheltuieli mai mici. Iată de ce crește interesul pentru folosirea gunoiului de grajd. În continuare, vă prezentăm istoria fermierilor Jan Hampe, directorul companiei Machinering din Göttingen, și a lui Denis Ullendorf, care în acest an a preluat afacerea de la tatăl său. Denis are în gestiune 200 de hectare de pământ și o fermă cu 2000 de porci. Evident, anual se adună foarte mult gunoi. Pentru a nu polua mediul, fermierii din Germania îl prelucrează. Cum anume? Aflăm chiar de la ei. Gunoiul de grajd este, desigur, foarte important pentru noi fermierii. Astfel, putem economisi mulți bani prin utilizarea acestuia pe câmpuri. În rezultat, economisim o cantitate mare de îngrășăminte minerale. Mai presus de toate, însă, este faptul că închidem ciclul, deoarece dijecțiile animalelor sunt preluate din nou în metabolismul plantelor, astfel se completează reciproc. În compania noastră, anual sunt generate 3500 metri cub de gunoi în grajd lichid. Cea mai mare parte este procesată de către instalația de biogaz, ceea ce înseamnă că va fi după aceea disponibilă într-o formă îmbunătățită. O mare parte din masă este stocată în acest container din imaginea dată. Gunoiul fermentat îl aducem în zonele noastre primăvara și vara. Facem asta deja de 20 de ani, câte 20 de tone pe hectar. Împrăștiem gunoiul pe câmpurile semănate cu grâu, sfeclă sau porumb. Încăperea unde sunt întreținuți porcii are o pardoseală plată cu șipci. Toate dejecțiile cad prin fisuri, apoi sunt colectate și după asta pompate în rezervorul de suspensie. Suntem la uzina de biogaz din Göttingen-Rosdorf. Reziduurile fermentate sunt colectate aici. După cum vedeți, avem groapa noastră de gunoi de grajd. Dispunem și de un tractor cu distribuitor de gunoi lichid, care fiind completat, se deplasează în câmp și împrăștie acolo gunoiul de grajd. Avem și o problemă mare, transportarea gunoiului la distanță. În Germania, dar cu siguranță și în Republica Moldova, trebuie rezolvată problema transportului. Uneori trebuie să parcurgem până la 200 sau 300 de kilometri. Alteori facem acest lucru folosind așa numitul combiliner. Există ceva de genul acesta în spatele meu. Vă întrebați ce este asta? Este un vehicul cu semiremorcă care poate transporta furajele din regiunile îndepărtate în cele bogate în animale, deoarece acolo ele au nevoie de furaje. Gunoiul de grajd se întoarce apoi în rezervoare, fiind prelucrat energetic în instalația de biogaz, după care este aplicat pe sol pentru fertilizarea câmpurilor. Deci ciclul este închis din nou și cel mai mare beneficiu posibil este derivat din nutrienți. Suntem acum deasupra instalației comunitare Biogaz Göttingen-Rosdorf. Lucrăm împreună cu 50 de fermieri de 10 ani. Aici am produs biogaz și electricitate din gunoi de graș lichid și materii prime regenerabile mixte. Produsul final îl vindem clienților municipali. Am câmpurile mele în jurul acestei unități comunitare. În continuare, Jan ne explică câți bani economisește folosind gunoiul de grajd. Producând 70 de kilograme de azot pe câmp, economisesc aproximativ 3 tone de îngrășăminte minerale, pe care nu trebuie să le cumpăr și să le distribui. În plus, introduc fosfor și potasiu, substanțe valoroase pentru sol, astfel încât economisesc și aceste materiale. În total, economisesc 100 de euro per hectar. În asemenea caz, nu am nevoie de îngrășăminte minerale. Acesta este mesajul pe care vrem să-l aducem fermierilor din Moldova. Planificăm să promovăm asemenea experiență și în țara dumneavoastră. Dorim să facem așa ceva în Moldova în anul viitor. Tema evenimentului va fi împrăștierea gunoiului de grajd pe câmpurile gospodăriilor, în special a celor de la nord, zona Chișinău și Anenii Noi, unde sunt amplasate exploatațiile de animale. Dacă
Dacă doriți să vă înregistrați la evenimentele organizate, accesați www.biodeșeuri.md și veți participa la unul din seminarele organizate în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Dondușeni și Soroca. Acest proiect este finanțat de Programul Consultativ de Asistență al Ministerului German Federal al Mediului pentru protecția mediului în țările Europei Centrale și de Est, Caucaz și Asia Centrală și altor țări vecine Uniunii Europene. Este supravegheat de Agenția Germană de Mediu.